Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că vremea garajelor a trecut în municipiul Suceava, arătând că majoritatea vor fi demolate pentru proiectele de dezvoltare care vor fi implementate. Mai întâi vor fi demolate garajele din Opcin pentru a construi o grădiniță și o parcare supraterană. Primarul Lungu a subliniat că municipalitatea va prelungi contractele de închiriere a garajelor doar pentru un an de zile și doar în situațiile în care nu sunt incluse în planuri de dezvoltare imediate. Dar suntem în faza de prelungire a contractelor pentru perioada următoare și aici vom fi foarte vigilenți, ca să spun așa, cel puțin la contractele pe garaje, la garaje nu vom face mai mult de un an de zile. Și aici, așa cum se știe, Primăria Municipiului Suceava are în lucru niște studii pentru niște investiții și discutăm aici foarte concret, pe de o parte pentru grădinița și parcarea supraterană în cartierul Opcini, seada Mesteacănului, de asemenea discutăm de parcare supraterană lângă primărie, strada Ștefan Tomșa, discutăm de dărâmarea unor garaje pe strada Tudor Vladimirescu pentru a face loc unei grădinițe noi și unui teren de sport la școala generală numărul 1. Așa cum am spus și altă dată, vin la mine oamenii, mă imploră să nu dărâmăm garajele. Vă spun că vremea garajelor în municipiul Suceava a trecut. Primăria nu va ezita să dărâme aceste garaje când are interes pentru a face dezvoltări în interesul, pentru populație, în interesul sucevenilor. Deci, ca tare, vom prelungi la garaje pe un an de zile. La alte categorii vom vedea 2-5 ani de zile. Sigur, este discuții pentru bazar. Și acolo am avut discuții cu directorul bazarului, el propune 2 ani de zile, deși inițial se discuta de 5 ani de zile, pentru că, vă spun, și nu vreau să supăr pe nimeni, când am avut acele discuții în bazar cu planul de modernizare, au venit reprezentanții comercianților din bazar și cumva că bazarul este al lor și ei spun cum se face, nici într-un caz, ei acolo sunt în chirie, bazarul este al municipalității. Tocmai de aceea cred că nu e chiar lipsă de interes să facem contracte pe 2 ani de zile, în așa fel, atunci când avem nevoie, să mai putem muta aceste chioșcuri.